Tristețe de motan negru. De obicei mănânc și dorm toată ziua, dar azi o să dorm și o să mănânc, ca să fac o schimbare. Dar dacă e luni? Luni e cea mai rea zi din săptămână. Luni e ziua în care se petrec lucruri îngrozitoare. Luni. Ați priceput? Nu-mi place ziua de luni. Te rog să nu cumva să fie luni. Te rog să nu cumva să fie luni. Nu e luni? Grozav! Viața mea n-ar putea fi mai bună. Sunt sănătos. Frigiderul e plin cu mâncarea mea preferată. Dar cel mai bine e că azi nu e luni. Sper că nu o să mai fie ziua de luni tot anul. Așadar, ce să fac ca să sărbătoresc faptul că nu e luni? Cred că o să-mi fac două sandvișuri mici. În desenul ăsta, astea sunt considerate sandvișuri mici. Da, sunt cel mai norocos motan din lume. Hei, zâmbărețule, ce-i cu fața asta lungă? Soarele strălucește, sandvișurile sunt delicioase, dar cel mai bine e că azi nu e luni. N-am motive să zâmbesc. Lumea asta e putredă, totul e urât. Hei, o zi frumoasă și ție! Așa cum spuneam, sunt cel mai norocos motan din lume. Producătorii de greble ar trebui să le readucă în fabrică pe toate. Sunt periculoase. Acum să mă uit la emisiunea mea preferată. Incorrect și insipid. Incorrect și insipid nu se va difuza azi. În schimb, vom transmite documentarul de 9 ore, prietena ta, Stafida. Poftim? Televizor, Nerod, vreau să văd emisiunea mea. Difuzează-o, difuzează-o! Ei, n-am mai remarcat avertismentul ăsta. Atenție, nu loviți, televizorul va explota. Bine, poate că nu e o zi atât de grozavă. Salut, Garfield, nu pari prea fericit. Poate pentru că nu sunt prea fericit, dar am fost, totul mergea de minune. Din întâmplare, n-ai văzut trecând un motan negru? Ba da, cu puțin timp în urmă, un individ trist care arăta așa. Aha, Jonah. Jonah? Individul e piază rea. Odată ce ți-apare în cale, o să ai ghinion veșnic. Nu mai poți face nimic. De fapt, nici eu n-ar trebui să fiu în preajma ta. Hei, nu există piază rea sau ghinion. Hei, privește, stau aici, n-am nimic în jur. Ce mi s-ar putea întâmpla? Nu știu, dar o să vezi tu. Ce? Crezi că o să-mi cadă în cap un meteorit în spațiu? S-ar fi putut întâmpla oricui. Garfield, aș fi mai în siguranță dacă aș sta mai departe de tine. Cât de departe? Am auzit că în Argentina e frumos în perioada asta. Ajutor! Scăpați-mă de motanul ăsta! Să mă ajute cineva! Mi-aș dori să pot fugi de mine însumi așa. Am ghinion cu găleata. Am nevoie de un talisman norocos. Cred că există unul la subsol. John a lăsat un soi de talisman norocos aici. Un trifoi cu patru foi sau o labă de iepure? Uitați! Vechea lui potcoavă. Ca să profiți la maxim de norocul adus de o potcoavă, sărut-o și arunc-o peste umărul stâng. Hei, nici eu nu cred în povești cu zâne, dar merită încercat. Mua!
Hei, ce-i cu buzitul ăsta? Am senzația că cineva a mișcat din loc un cuib de viez furioase. Hei, nu-i de mirare că am avut senzația. Cineva a mișcat din loc un cuib de viez. Nu, opriți-vă! În afară de faptul că miroase urât, sunt în siguranță. Nu miroase chiar atât de rău. Miroase a rulată de carne a lui John. Chiar e rulată de carne a lui John. Știți, cu un strop de ketchup n-ar fi atât de rea. Hei, n-ai văzut indicatorul ocupat? N-am deloc o zi bună. Zgomotul s-a oprit. Ne-am oprit. În sfârșit, poate o să scap de aici. Trebuie să-l găsesc pe motanul ăla negru, să-l fac să rupă blestemul ăsta. Am să-l găsesc, nimic nu o să mă oprească. Au! Un ghiveci? Un ciocan? Ăsta e un personaj episodic. Dacă nu-l găsesc pe Jonah pronto, m-am ars. Problema e că la ghinionul meu nu o să-l găsesc niciodată. Doar dacă... Un pariu că Jonah a trecut pe lângă mulți alții. Nu trebuie decât să mă iau după dâre de ghinion. Da, blestemul s-a bătut pe aici. Mă apropii și devin mai norocos. A trecut un minut de când n-am mai avut un ghinion. Poate că nu mai sunt blestemat. Mai să fie, vă dați seama ce-ar fi fost dacă azi era luni? Hei, hei, căruțul meu! E inutil, nu o să-l găsesc niciodată. Voi avea ghinion tot restul vieții, care în ritmul ăsta nu o să mai dureze mult. Sau poate nu. Jonah, în sfârșit te-am găsit. Nu mi spune, dă-mi voie să ghicesc. De când ți-am apărut în cale, n-ai avut decât ghinion. Bingo! Hei, ridică blestemul, te rog. Aș face dacă aș putea, dar nu pot. Sunt așa aducând ghinion tuturor din ziua când m-am întristat, din ziua când ea m-a părăsit. Cine te-a părăsit? Mindy, era iubita mea, singura pe care am iubit-o vreodată. Poate că dacă voi vă veți împăca, te vei înveseli, iar blestemul se va ridica. Ei putea duce niște fructe. Las-o baltă, nu mă vrea. Mi-a spus-o clar și răspicat. Poate o voi face să se răzgândească. Haide, să mergem să o căutăm. Jonah, te super dacă te rog să mă scoți de aici. De obicei, la ora asta iese la plimbarea de seară. Păi, sper că o să fac asta. Vrei un grapefruit? Ea e? Da? E așa că e frumoasă? Jonah, ce cauți aici? Ți-am spus că nu mai vreau să te văd niciodată. N-ai putea să-i mai dai o șansă? Uită-te la el! E mereu amărât, mereu supărat și nu zâmbește deloc. Mai e depresia în preajma lui. Dispăreți amândoi. Poftim, poate o felie de grapefruit o să te înveselească? Nu e adevărat, Mindy. Jonah știe să zâmbească, uite-te. Wow, ce chipeș e cu zâmbetul ăsta pe față. Bine,
Acum spune-i că o iubești. Te iubesc, Indy. Nu pot să trăiesc fără tine. Oh, Jonah, n-am înțeles un cuvânt, dar mă bucur să văd zâmbetul ăsta frumos. Totul îți este iertat. Bravo, Jonah, ai reușit. Opa, ți-ai înghețit zâmbetul. Trebuia să-mi dau seama că n-o să dureze. Nu te poți abține să fii amărât. Da, n-o să se schimbe niciodată. Și dacă el nu se schimbă, nici norocul meu nu se va schimba. Crezi că el e supărat? Ar trebui să vezi cum mă simt eu. La revedere. Oh, Doamne! E prima dată când te văd râzând, Jonah. Asta pentru că e prima dată când am râs. Și știi ceva? Mă simt bine. Oh, Jonah, poate vom fi iar împreună. Wow, mi s-a schimbat norocul. Sper că și al meu. Toate astea s-au întâmplat aseară? Da, Jonah și Mindy s-au împăcat. El s-a înveselit, blestemul s-a dus, iar chinionul meu a dispărut. Minunat, Garfield! Felicitări! Garfield, ce s-a întâmplat? Parcă blestemul lui Jonah se ridicase. Așa este, de nefericire. Azi e luni. Urăsc ziua de luni.